Salut! Vreau să vă vorbesc astăzi despre ceva cu totul special. Care e legătura între cancer, fertilitate și Gloria? Ea este Gloria. Iar despre prezervarea fertilității după cancer ne vorbește doamna doctor Marilena Băluță. Gloria este o doamnă cu multe probleme și cu multe întrebări. Fiindcă sănătatea noastră este exact ca un măr frumos, atâta vreme cât nu avem nicio problemă. Prezervarea fertilității este un domeniu nou în România, probabil. Este o măsură de siguranță, dacă vreți, pentru viitor, după ce se vindecă de cancer, de a-și întemeia o familie. Un pacient cu cancer, doamna doctor, se mai poate gândi la copii la viitor? Și modalitatea prin care poți să ai un copil după un tratament de cancer este de a face ceva înainte de a te trata. Sunt anumite tipuri de cancer care necesită o schemă terapeutică complexă. Din schema terapeutică complexă sunt anumite substanțe sau este radioterapia sau este chirurgia care scoate organul. Deci dacă scoate organul, normal că nu mai avem funcția lui. Astea sunt tratamente agresive în care 80% din pacienți rămân infertili după tratament. Deci infertilitatea este o complicație permanentă. O invaliditate. O invaliditate. Asta înseamnă că atâta vreme cât încă organismul este sănătos, se poate preleva fertilitatea. Când deja ajungem aici, este prea târziu. Practic, e o procedură ce trebuie făcută înainte de începerea chimioterapiei. Soluțiile sunt atât pentru bărbați cât și pentru femei. Pentru bărbați, soluțiile sunt un pic mai simple, în sensul că prezervarea fertilității se face prin congelarea spermei. Avem mai multe tipuri de congelare pentru femei sau mai multe tipuri de proceduri. Cea mai rapidă și, din păcate, care nu se face încă la noi în România, este congelarea de cist ovarian, care este o metodă foarte rapidă, se face prin laparoscopie. Femeia poate începe din a doua zi tratamentul de cancer, că este chimioterapie, radioterapie, etc. Există deja programe puse la punct de doamna dr. Marilena Băluță, împreună cu autorități sau cu clinica Medicum, prin care îi ajută pe cei care au ajuns într-o asemenea situație. De ceva timp încoace m-am agitat un pic să obținem pentru acești pacienți gratuitate și am scris două proiecte. Unul este în derulare la clinica Medicum, un proiect care se adresează bărbaților pentru congelarea de spermă, unde le evaluăm sperma, bineînțeles, înainte de a fi congelată, le congelăm și le stocăm gratuit. Pentru femei și pentru bărbați am un proiect pe care îl va derula Primăria Capitalei, se numește Newborn Oncofertilitate și se va derula de la 1 noiembrie în Spitalul Panait Sârgu, care se adresează atât femeilor cât și bărbaților și au stocarea gratuită. Există și copii care sunt diagnosticați cu cancer. În cazul lor, care e soluția? Când vorbim de copii, vorbim de adolescenți, pentru că ei trebuie să intre la pubertate ca să avem ce să stocăm, adică și ovocitele și sperma, ele se produc după pubertate. Un copil minor depinde de acordul părinților. Deci, ca să putem să-i oferim unui copil prezervarea fertilității, trebuie să avem niște părinți informați, pentru că ei își dau acordul pentru prezervarea fertilității. Cine sunt cei care ar trebui să-i învețe pe pacienții care au un diagnostic grav că viața lor nu se termină după chimioterapie pentru că nu mai pot avea copii? Medicii, inclusiv medicii de familie, trebuie informați cu privire la metodele de prezervare a fertilității. Ele trebuie expuse pacientului, adică trebuie informat și pacientul, în cunoștință de cauză, decide asupra procedurilor dacă vrea să le facă sau nu.